Mircea, dragi prieteni, vă spune Mircea Goian, iată, suntem la o nouă ediție Vorbește Lumea. Astăzi suntem la un moment aniversar. Actorul Isabela Hașa, mă bucur tare mult că v-am în studio Capital TV din Deva, v-am ca invitată, și că putem povesti un pic despre o carieră și despre o viață dedicată teatrului, scenei, dar nu numai, și literaturii, putem spune. Da. Încă o dată, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. Au fost câteva manifestări în Deva care m-au fost dedicate și sigur n-am putut scăpa momentul să discutăm despre dumneavoastră, despre ce ați făcut ca actor, ca și scriitor. Haideți să urmărim un material pe care ni l-ați pus la dispoziție, în special din zona teatrului, da? Da, exact. Am ales. Așa este și o selecție din câteva spectacole, mai precis din ultimii 3-4 ani, dar la început chiar este un spectacol din anul 2000, o selecție. Din anul 2000, pentru început. Da? Apoi sunt recente spectacole, Gaițele, Taina Mănăstirii, o să vedeți că este acolo pe burtieră. Am înțeles. Identificat. Da. În ordine, după aceea o să continuăm discuția. Sigur. Deci materialul filmat. Erai pe mare, cu Angelica. Care Angelica?
Angelica Păpușoai, care a murit acum un an din naștere. Ah. Și apa se umfla și venea și venea și urla. Parcă era jiu când veni marea asta întrerupse podul de la Jitianu. Și tu parcă vroiai să sări în apă, parcă te codeai, parcă vroiai să sări, parcă te codeai, că parcă te prinsi odată de umeri. Cine, soro? Angelica, soro. Taci, soro! Și-ți de te brânci unde era cu voiul mai mare. Doamne, apără și păzește. Da, ce vis năbădăios. Și cum am mai pus? Înapoi. Mersi, madame, pentru colivă. Vă place? E frumoasă? Pandișpanul, altceva. Da. Drept e că nu sunt două ca mine să potrivească grâul din fiert. Bob cu bob! Asta e colivă din 5 kg de grâu? Mai întrebi cu asta? Da, găinile e ce să mănânce. Așa! Făceți-mă șupat acum! De ce n-ați făcut colivă aici, că vă scaldați în slugi și bucătărese? Ce-ați trimis să vă fac eu? Noi nu suntem colivărese! Bravo, Zoe, ai nimerit-o! Așa? Și eu sunt colivăreasă? Da, că-s cura, că n-am chef de ceapă într-o zică asta! Să poftiți, să vă fac și altă dată! Că sigur o să mai muriți careva! Mama, hai, mama! Și e italian! Rosario. Ce coincidență, nu-i așa? Să știi că ăsta n-are față pe drog. No, ăsta e bun doar de banane. Și cine crezi că l-a adus aici? Cine? Serafina cu rugăciunile la îngerul ei păzitor? Eu asunta l-am adus. Inutil, doamnă, uitați-o că vine. Dragă părinte, mi-ai dat întâlnire în sacristie și te aștept acum o de 18 minute. Miss Prunders! Da, dragă! E vreodnă! Miss Pris! Miss Chris! Unde e baby, Miss Chris? Au trecut 30 de ani de când într-o dimineață ai plecat din casa mea cu un cărucior în care se afla un baby de 4 luni, de sex masculin și nu te-ai mai întors niciodată. După câteva săptămâni s-a găsit căruciorul undeva în Londra. Conținea un roman dezgustător. Dar baby nu era niciunde. Unde e baby, Miss Chris? Unde e? Nu știu. Aș da oricât să știu. Am plecat cu copilul și cu mamii se Prima! Doamna doctor, nu încerca să transform cazul misterul unei crime. Știai că e însărcinată? Da. Și ai dus-o la un doctor? Era prea târziu. Ce vrei să spui? Nu mi-am dat seama până... Până când? Până când era prea târziu. Prea târziu pentru ce? Pentru un avort? Nu fi absurdă. Era prea târziu ca să pot opri. Copilul? Scandalul! Era prea târziu ca să-l opresc. Trebuia să țin totul sub tăcere. A rugat-o și pe ea să nu spună la nimeni. Aveam nevoie de timp ca să mă gândesc. Și nu l-ai avut, nu-i așa? Nu. În noaptea în care s-a întâmplat știa. Că timpul se scursese. Așa că te-ai dus frumos la ea. Ai ajutat-o să nască. Ai luat repede copilul și ai vrut să scap cât mai iute de el, nu? Asta e o minciună! A vrut să nască.
Aș fi dus copilul la spital, îl lăsam acolo. Dar am văzut atât de mult sânge încât am intrat în panică. Înainte sau după ce ai omorât copilul? Doamne Dumnezeu! Doamne Dumnezeu, dar nu l-am omorât! Mă îndoiesc că și Agnes va spune la fel. Vreau să o hipnotizez acum. Cheamă-te, rog, pe Agnes. Da, am văzut un material. Prima, spuneați că este din anul 2000, da? Prima, da. Primul fragment dintr-o piesă care s-a jucat în 2000. Da, haideți înainte să vedem cum ați intrat dumneavoastră în zona teatrului aici în Deva. Să facem un fel de remember, pentru că ați însoțit, să zic eu, istoria acestei instituții de cultură din Deva în ultimii 35 de ani, da? 30 de ani. Deci, anul acesta momentul, s-au primit 30 de ani. În 1986 am aflat că este concurs la teatru din Deva, erau 3 posturi de actor și știam că trebuie să pregătesc un monolog, o scenetă dintr-o piesă de teatru, genuri diferite de poezie, exact ca examenul la Institutul de Teatru. Și am venit în Deva, am o mătușă aici, am stat la ea și am văzut că sunt 30 și ceva de candidați pe 3 locuri, treaba era serioasă. În juriu se afla regizorul Eugen Aron, care era în vremea aceea și secretar de stat în Ministerul Culturii, cu școală de teatru făcută la Moscova, un om foarte pretențios, un adevărat maestru. De asemenea, în juriu era Tică Hana, din partea, da, din partea, da, teatrului, da, de aici. Așa. Era teatru de revistă în acea perioadă, era, da? Era teatru de revistă, sigur, da, că da, și vreau să asta menționez... Asta presupune o altă abordare, ca să spunem așa, absolut, da? Absolut. Exact. Erau și compozitori și domnul Gheorghe David în juriu, actrița Ileana Zanche. Atunci, în 86, Teatrul de Ven avea o reclamă extraordinară, era obținut locul întâi pe țară la Festivalul Teatrelor de Revistă, deci era locul întâi înaintea Bucureștiului, a Constanței, exact, da, chiar și Cluj avea în acea perioadă o secțiune de revistă și Baia Mare, erau multe. Ba, era, un curent, era un curent, dar da, Deva avea cea mai grozavă trupă, eram extraordinar de încântată. Au fost vreo 3 zile de examinări și când s-au anunțat rezultatele, am avut fericirea să mă găsesc printre cei cu media cea mai mare și în câteva zile am obținut și o garsonieră, buletin de oraș, Doamne, mi s-a părut ceva grozav. Da, funcționau lucrurile incredibil. Impecabil, da, exact, impecabil, și am fost atât de motivată să dau totul, deși la început eu... cochetasem doar ca actor, dar mi s-a spus din primele zile, fiind un gen de teatru muzical, va trebui să cânt, să dansezi. Am luat totul din mers, dar cu atâta dăruire și cu atâta muncă. Sunt și astăzi un actor foarte docil și tot timpul cred că am ceva de învățat și îmi place să învăț. Sper să îmi îngăduie Dumnezeu să pot în continuare... să fac ce-mi place. Am înțeles. O să parcurgem, să zic eu, mai, da, multe etape din cariera dumneavoastră. Comparativ, acum avem de face cu un teatru de proiect în acest moment, aici la Deva. Atunci era un teatru de revistă. De repertoriu. Da. De revistă, da. Da, cu artiști angajați. Cam câți? Așa o structură, să zic eu, generală a teatrului. Între 80 și 500 era o cifră fluctuantă, pentru că an de an, și credeți-mă, eu timp de 15 ani am dat concurs pe post. La sfârșitul fiecarei stagiuni, chiar dacă jucai impecabil și credeți-mă că mă îngrânasem în tot să prezint spectacolul integral cu care făceam turnee în toată țara, să fac sketch-uri, monolog, cuplet muzical, de toate, puteai să fii foarte bun la sfârșitul stagiunii, dădeai concurs pe post și trebuia să fii foarte bun la acel concurs, că altfel trebuia în 24 de ore să predai acea casă care ți-o asigurase teatru. Era o competiție extraordinară. Au fost cazuri în care... Au fost, da, cazuri, da. S-a întâmplat, da, să, da, nu câștigea. Exact. Bun, asta timp de 15 ani. După 15 aceea, ani. Nu? Mai fost după aceea eu am trecut pe... V-ați titularizat, ca să spunem, da, așa, nu?
Pe nu, asta e termenul, titularizat? Sau? Da, 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 pe, pur și, da. Adică, nu, pur și simplu n-am mai avut contract pe perioadă determinată, ci pe nedeterminată. Mm-hmm. Da, da, da. Dar 15 ani să fii tot așa cu spaima că... Fiecare an, da, corect, da. Iei de la capăt. Pierzi pasiunea. Exact. Și... Bun, deci 80-100 de oameni. Da. Aici găseam actori, găseam cântăreți, soliști, găseam instrumentiști. Orchestră, balet, orchestră, da. Personal TESA, personal tehnic. O mică și... uzină, nu? Exact. Și atât de frumos lucram, pentru că lucram pe compartimente. Actorii primeau textele, își făceau scenetele, cupletele. Soliștii repetau cu orchestra, baletul repeta la sala de balet și după aceea, în ultimul, cu două săptămâni înainte de premieră, ne întâlneam cu toții și făceam firul roșu al spectacolului. Da, era o organizare, ca să spunem așa, pusă bine la punct pentru a funcționa un întreg. Nu? Cam asta era ideea. Dintre colegii cu care ați lucrat, astăzi mai aveți activi, colegi activi? Da, singurii cu care mai colaborez, ei nu sunt angajați ai teatrului, dar sunt artiști colaboratori, este Cristina Lazar, draga mea colegă, actrița Mihai Feier, Roxana Olșanski este angajată, ea a rămas cu mine în 2007 când colectivul... pur și simplu a trebuit să părăsească, am rămas doar 7 în teatru. Bun, e o perioadă tristă și da, o să revenim. Nu vreau, da, nu-mi place să revenim, chiar dacă asta este. Da. Bun, au fost tot felul de spectacole. Dumneavoastră funcționați, țin minte că erați văzuți la Hunedoara. Așa, un pic de, dacă vreți să creionați un pic activitatea din acea vreme a teatrului muzical, cam cum funcționați? Aveam turnee de luni de zile în toată țara. Au fost perioade când teatrul din Deva, poate foarte puțin știu, a fost pe autofinanțare, ani de zile. Credeți-mă, eu mă mir că mai... Adică autofinanțare înseamnă că trebuia să produceți banii exact, ca să necesari puteți să ca să funcționați. Salariile da, 100 de oameni, tot. Da, mi se pare... Da. Chiar... Și de aceea făceam turnee de luni de zile și jucam, am avut ani de zile în care am jucat 5 spectacole pe zi. E incredibil, dar adevărat. 3 jucam pentru copii dimineața, intram la ora 10 într-o sală de teatru sau casă de cultură unde eram prin țară și mai ieșeam seara la ora 10, adică ora 22, după ultimul spectacol. Deci 3 spectacole pentru copii și 2 pentru adulți, ca să facem acea sumă de bani ca să putem trăi în continuare. Atâta friguri am îndurat în sală de spectacol încât mă mir că mai există. Dar când totul e dublat de o asemenea pasiune și dorință, nici nu mai simți nimic. Așa este. Și pentru acest gen, teatru pentru copii, cum spuneți de dimineață, după masă de teatru muzical, da. Era curentul, cum să zic eu, zilei, nu? Ca gen artistic, da? Sigur că da, da. Montam câte 3-4 spectacole pe an și plecam în turnee. De la Deva urcam până la Suceava, de la Suceava coboram până la Galați și jucam toate orașele. Bine, șansa noastră în acea perioadă era că nu exista televiziunea, nu era oferta aceasta atât de... Acum, nu știu, avem o competiție acerbă cu mass media și... Deși am reușit în ultimii ani să avem foarte multe premiere, fiind teatru de proiecte, am reușit. De exemplu, în ultimii 3 ani sunt 14 spectacole în care joc eu, 14 premiere. Unele e greu să le mai reluăm pentru că au fost făcute cu actori veniți din diferite locuri ale țării, dar spectacole mari, bune, care s-au bucurat de mare succes. Asta însemnând da. Genul teatrului de proiect, nu? Da, cu avantajele da. Și dezavantajele da. Lui. Înțeleg, da? Da. Asta este. Bun, turnee ani de zile de succes în țară. Cred că s-a ieșit și peste granițe. Da, au fost ieșiri, deși era greu până în 90, dar au fost câteva. Cel puțin în țările limitrofe, da? Absolut, învecinate. Da.
Am urmat apoi o perioadă în care teatrul a intrat în reparații capitale, care a durat, da? Această perioadă cât a, cam cât a durat? Cred că an bun. Păi, practic, din 88 a intrat în reparație capitală, dar noi am continuat să funcționăm. Și dădeam premiere la Casa de Cultură și apoi începeam acele premiere. Dar se știa că teatrul nu mai funcționează din cauza că nu mai aveați sală. Exact. Sau, mă rog, erau... 22 de ani s-a tot reparat. A fost o nebunie că, Doamne, spuneam, Vespasian a făcut Coloseum mult mai puțin ani. Așa că în 2010 ne-am bucurat de sala renovată și de atunci avem o bijuterie de sală. Avem și spectacole, dar nu mai avem autocare, cum aveam pe vremuri. Bun, și s-a schimbat totuși, cum să spun eu, genul. Da, absolut, da. Nu mai este teatru muzical, clar. Avem drame, comedie, muzicale, da. A făcut și spectacole, da. Și musical, sigur că da. Bună seara, iubire, după Bună seara, domnule Wilde, de Oscar Wilde. S-a bucurat de un mare succes. Chiar l-am chemat pe Tică Hanea, coregraful, și dânsul ne-a făcut coregrafia. Avem o paletă foarte variată de spectacole. Așa cum spuneați și dumneavoastră, avem dramă, comedie, musical, monodramă. Tragedie încă nu a făcut. Nu știu dacă ar fi o cerință. Este destul Bine, de tragedie. Tragedia, da, este realitate în jurul nostru. Până la urmă... Avem spectacole pentru copii foarte frumoase și ofertante. Recent am venit de la un festival internațional de teatru și literatură, Liviu Rebreanu, de la Bistrița. Da, am înțeles. Sigur că, în general, noi vorbim și iubim, în general, arta, cultura. Trăim într-o lume în care lucrurile și valorile un pic s-au schimbat. Cred eu, nu știu ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru. Da, așa este, din păcate. Faptul că undeva există o instituție de teatru, da? Da. Este apreciat? Nu este apreciat? Cum? Dumneavoastră ce percepție aveți? Cum? Știți, ce spune lumea? Cei care intră în sala de spectacol sunt atât de încântați, au o adevărată revelație la sfârșitul fiecărei premiere. Dar sunt cam aceiași de fiecare dată. Și eu într-o zi am sunt avut... Sunt câteva sute, să zicem, exact, în general. Exact, aceiași oameni. Nucleu de Cum să-i aducem pe cei care n-au fost niciodată undeva la spectacol? Să vadă ce au pierdut și ce pierd. Câteodată am avut tentația să iau, nu știu, pe cineva de la dumneavoastră și să merg și să fac interviuri cu oamenii și să-i întreb, v-ați dori să se facă un teatru undeva? Și ei să spună da. Și ați veni atunci, dacă ar fi un teatru, ați veni la spectacole? Sigur că da. Păi și atunci de ce nu veniți, oameni buni? Nu sunt sincer. Eu am avut experiențe. Organizam un festival de muzică de cameră la Castel și am experimentat într-un an sistemul de abonamente. Da. Adică pentru trei concerte era nevoie de o anumită sumă, sigur mai mică decât dacă venea la fiecare pe rând sau dacă îl preteai. Ei, și aveam în plasă cu mine, mergând prin oraș, prin Hunedoara, tichetele acelea de abonament, mă întâlnesc cu un domn pe care îl știam cârcotaș așa de profesie și ce mai faci? Bine, în fine. Și zice, păi, ce mai cu cultura? Păi zic, uite, se organizează. Da, zice că la noi nu prea sunt, bine, în principiu avea dreptate cu Hunedoara, chiar a fost, și este încă un oraș vitregit, nici teatru, nici filarmonică, nici operă, nici operetă, ca și Deva, dar, mă rog, Deva are, mă rog, cu teatru. Păi zic, uite, săptămâna viitoare va fi un festival, grozav, să știi că am să vin. Uite, îți propun o chestie, am la mine abonamente, poți profita de momentul ăsta, e mai... Zice, știi, am să vin, ne întâlnim acolo și am să cumpăr. Bineînțeles că n-a venit. Deci este acest gen de personaj care... Nu refuză, nu... să nici nu marjează. Da, dar și critică fără să fie prea mult interesat. Așa, din ca păcate. Să se afle treaba, da. Din păcate. E o mare categorie, zic eu, care de asemenea personaje, că vorbim despre teatru. Exact. Nu știu ce își imaginează oamenii care n-au fost niciodată la teatru, că ce este teatru? Nimic altceva decât viață, oameni buni. Și noi, cred că în fiecare piesă pe care o montăm, avem grijă ca oamenii să se regăsească. În fiecare trăire de pe scenă o să vă regăsiți. În
tot ce jucăm. Bun, cred că în zilele noastre, încercând să, mă rog, analizăm ce se întâmplă, aceste supapele sunt altele. Pentru că vremea de dinainte de 89, da, ne refugiam în carte, în spectacol, în teatru, în film, filmul cinematograf. Da. Erau anumite lucruri care, în care încercam să evadăm. Astăzi, în schimb, s-au schimbat foarte multe lucruri și eu nu sunt împotriva schimbării, chiar, bun, sigur că aici e de discutat, bine, rău, sigur, e altă poveste, altă discuție. Nu sunt împotriva schimbării și, în general, țin cont de ce se întâmplă în realitate, că oricum nu putem schimba nimic. Asta e. Sigur, trebuie să ținem pas. Să ne adaptăm, foarte clar. Sunt alte forme prin care, mă rog, încercăm să ne să evadăm și să ne satisfacem nevoile spirituale. Dar e important pentru cei care reușesc să țină pasul. Și din câte știu și am văzut în ultima vreme, vorbind despre cariera dumneavoastră, ați reușit. Nu sunteți numai în zona teatrului, participați la foarte multe evenimente culturale, da? În Deva și nu numai. Dacă vreți să ne mai spuneți câteva lucruri. M-am implicat ani de zile, aproape majoritatea festivalurilor, a concursurilor, am fost în jurii, lansări de carte și din pasiune pentru copii, îndrăgesc foarte mult copii și în spectacolele pentru copii redevin copil și mi-e tare drag să joc pentru ei. Am scris și cărți, și două pentru copii și două pentru adulți. Cum se numesc? Se numesc Ham Ham, miau și semnele de circulație. Așa, este o carte în versuri, foarte șugubeață, care are și desene. Și acesta este un omagiu fostului meu cățel, Rico, un cavaler King Charles Spaniel, care ne-a bucurat viața la câțiva ani. Și apoi a plecat să se odihnească puțin, dar a fost o minune de cățel și toată lumea l-a îndrăgit și toată lumea își dorea un Rico și mulți copii și-au botezat cățelușul lor Rico. Da. Da, e oricum o prietenie care nu se poate descrie. Doamne, o iubire fără cuvinte. Dacă vreți un prieten care să nu vă trădeze niciodată, să nu vă critique, care să vă iubească necondiționat, luați-vă un cățel. Vă spun că așa e. Aceasta este a fi sau a nu fi actor. Am scris-o din dorința de a ajuta tinerii. Eu cred că este imperativ necesară celor care vor să urmeze o carieră în domeniu. Mai predau și cursuri de actorie, lucrez cu copii. An de zile i-am dus în Festivalul Internațional Ecofest, unde mi-au obținut medalii și trofee. Am copii foarte buni. Da, și este scris împreună cu fiica mea, care este teatrolog. Ea a scris eseuri teatrale, critică teatrală, iar eu am module după care lucrez la cursurile acelea de actorie, exact așa cum le-am făcut eu la facultate, de la vorbire scenică, dicțiune, absolut, improvizație, tot. Și mi-a scris și o piesă mare aici, cu dedicația să o joc când voi avea 80 de ani. Viața, cel mai greu casting. A luat și un premiu întâi la un concurs literar cu ea. Aceasta este o carte omagiu, când teatrul acesta al nostru a împlinit 50 de ani de activitate în 2010, de activitate profesionistă, pentru că el a funcționat și înainte de 1960, dar au fost așa mici încercări și a avut diferite denumiri, ansamblu de dansuri și cântece populare, fanfara de state, strada 1, strada 2. Dar domnul Ion Preda a venit în 1960 ca director și a făcut atunci o selecție din toată țara, a adus artiști, printre care și pe Doina Badea, celebra noastră cântăreță, solistă. Da. Și deci în 1960 începe activitatea profesionistă a acestui teatru. Nume mare ale scenei au trecut de la soliști, actori, chiar și Mircea Crișan, vestitul Mircea Crișan, actorul. Comic, nu? Da. Mari regizori au montat aici. În orice caz, nu avea teatru de ven nici arhivă. Eu din 1986 mi-am adunat poze, afișe,
Obișnuiam să scriu în jurnal, turnee și credeți-mă, din ce am mai aflat din anii anteriori, am spus, e păcat. Știți cum e, după o premieră se trage cortina și un spectacol moare. Și am spus că e păcat de artiștii care s-au dăruit scenei, care au slujit atâta teatru de vean să nu știe nimeni de ei. Și am scris această carte spre bucuria colegilor mei. Este prefațată de criticul și istoricul literar Valeriu Râpeanu și cred că ar trebui să o actualizez, să scot o nouă ediție în care să continui cu cei 6 aici ani. Avem care avem până unde? Până în 2010. Până în 2010. Da. Atunci a apărut și cartea de altfel, da? Da, da, da. Se împlineau 50 de ani. Și anul acesta s-au împlinit 56. Și poate la 60 de ani fac o nouă ediție revizuită și adăugită a acestei cărți. Foarte frumos. Luăm o pauză pentru publicitate și revenim. Publicitate. Mobila Alba Iulia, stil și eleganță la cele mai bune prețuri. Bulevardul Revoluției 1989, numărul 101. Telefon 0752100491. Cu mobila noastră faci din casă acasă. Ceea ce noi suntem. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. Centru medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale, acum și în Petroșani. Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser, vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354-113-938. RNG Industries Deva comercializează toată gama de materiale de construcții, BCA, cărămidă, sisteme pentru acoperișuri metalice, ceramică, beton. De asemenea, RNG Industries Deva vă oferă întreaga gamă de finisaje, vopsele lavabile, gresie, faianță, tencuiel și vopsele decorative, sisteme de gips carton. Vă așteptăm la depozitul din Cristur, numărul 365 bis și la depozitul din Deva pe strada Matei Corbin, numărul 63. RNG Industries Deva asigură transport gratuit la domiciliul clientului. Pentru cei interesați, oferim consiliere tehnică. Informații și comenzi la telefon 0254-236-244 sau 0755-099-438. Casa de Amanet din Petroșani angajează bijutier cu experiență în domeniu. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0731-026-431. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului de conformitate europeană pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și tehnici de împușcare, obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice.
anunț important pentru pensionari. Plățile drepturilor cuvenite pensionarilor din sistemul minier înregistrați în evidențele SNIMVJSA aferente semestrului 1 al anului 2016 pentru energie electrică și termoficare se vor efectua eșalonat după cum urmează. În intervalul 8-12 decembrie, pensionarii al căror nume începe cu litera de la A la F. În intervalul 13-16 decembrie, pensionarii al căror nume începe cu litera de la G la O. Și în intervalul 19-22 decembrie, pensionarii al căror nume începe cu litera de la P la Z. Pensionarii se vor prezenta la sediul sucursalelor la care sunt arondați Minele, Petrila, Paroșeni și Uricani. Pensionarii care nu se prezintă pentru ridicarea plăților cuvenite în intervalul stabilit își vor putea ridica aceste drepturi în intervalul 27-29 decembrie 2016, respectiv 4-31 ianuarie 2017. Conducerea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Cumpărăturile, spălatul și alimentatul mașinii, toate suprapuse de o întâlnire urgentă, au căzut pe capul tău. Poate te gândești că nu există niciun loc unde să poți face toate aceste lucruri în același timp. Noi te contrazicem și îți dăm cea mai bună veste. S-a deschis benzinăria GUI. Amplasată la strada principală, locația prevăzută cu spălătorie, mini-market, dar și fast food, este locul unde îți rezolvi toate treburile în același timp. Mai mult, GUI Oil te așteaptă cu cele mai bune prețuri la carburanți de calitate marca OMV Petrom. Ne găsiți non-stop în Aninoasa pe drumul național 66, lângă motelul GUI. Vrei să renovezi sau să-ți înnoiești locuința? Atunci merită să începi lucrările cu noi. Parchet laminat, covoare, mochetă, preșuri, covor PVC, pardoseală rezistentă la apă, iarbă artificială, perdele și draperii, galerii, tapiserie, tapet, fețe de masă și multe altele. Pe toate le găsești în magazinul Diego din Alba Iulia. Te întâmpinăm cu oferte promoționale, dar și cu o echipă dornică de a-ți veni în ajutor. Convinge-te! Ne găsești în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 2. 24 lângă ambient. Telefon 0358 566 317 sau 0724 221 850. În perioada 1 noiembrie 17 decembrie fă-ți cumpărăturile la Diego și câștigă de Crăciun un televizor Samsung. Casa Amicii din Uricani te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul în cetină de brad. Ne găsești în Uricani pe Alea Teilor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim în direct, dragi prieteni. Reamintesc că astăzi am în studio Capital TV din Deva invitat pe doamna Isabela Hașa, actor, scriitor și, sigur, om de cultură din județul Hunedoara. Mergeți-mă în momentul aniversar. Am înțeles că au fost lucruri și clipe emoționante, da? Absolut. Am avut și eu niște surprize extraordinare. Știam, dar nu era sigură că o să și confirme. Știam că își anunțase intenția de a veni foști artiști ai teatrului din Suedia, din Germania, din Elveția, din Austria. Și când i-am văzut în sală, vă dați seama ce emoții am avut. Pe unii îi cunoșteam, pe alții doar din poze și din auzite. În orice caz, a fost o bucurie a noastră, a tuturor. Bun, ce s-a întâmplat în acea zi? În acea zi, la inițiativa Asociației Culturale Casina Națională, am fost sărbătorită pentru cei 30 de ani de carieră și 55 de ani de viață.
S-a nimerit ca în acea zi să fie și ziua lui Mihai Feier. Bun, și această asociație Casina a pornit de unde cu această aniversare, să spunem? În vară am fost invitată de această asociație anul, la Casina anul acesta. Anul acesta, da? Da, să le povestesc. Știau că eu am făcut odată la o conferință de terapii complementare, o conferință despre terapia prin teatru. Și să le fac și niște momente teatrale. Și atunci, sigur că da, am făcut niște monologe, niște sketch-uri, un recital de poezie, am vorbit frumos despre lumea teatrului, au fost atât de încântați, mi-au luat și câteva exemplare din cărțile pe care le mai aveam, de fapt pe toate, că am rămas doar cu acestea, câte un exemplar din fiecare. Și mi-au studiat cariera, au aflat că am scris și în monografia județului partea de cultură despre teatru din Deva, despre cel din Petroșani. Am colaborat cu o mulțime de reviste, că m-am implicat în tot felul de proiecte culturale și au spus, bine, dar dumneavoastră faceți 30 de ani de teatru și nu spuneți nimic. Păi zic, da, ce să spun, da, nu știu. Și mi-a spus domnul colonel Moldovan, vrem să vă aniversăm. Zi și făcut și am stabilit data și am spus să pot să am și eu o doleanță, n-aș vrea să fiu acolo stingheră pe scenă, emoționată, n-aș putea să-mi invit și toți colegii actuali și foști și să fie o sărbătoare generală, pentru că anul trecut s-au împlinit 55 de ani de activitate profesionistă a teatrului. Au spus, cum să nu? Și zic, atunci facem și un spectacol. Sigur că da. Și așa ne-am reunit. Și a fost un spectacol cu două repetiții doar înainte, dar profesioniștii sunt profesioniști. Mă bucur că publicul a fost foarte mulțumit și emoționat alături de noi și la sfârșitul spectacolului toți eram ca niște copii la care a venit Moș Crăciun plin de daruri. Fericiți că ne-am revăzut pe aceeași scenă pe care unii au trudit cu ani în urmă, acum sunt la pensie. Le doresc viață lungă și am să înțeles, vină da. La vorbi... spectacolele da, noastre. Foarte frumos, mă bucur și felicitări încă o dată și chiar mă bucur că ați putut trăi asemenea momente. E important pentru un artist în general da. Să fie sărbătorit de comunitatea în care... Este, te motivează da. Să mergi mai departe, adică simți că tot ce ai făcut nu a fost în zadar, că efortul într-un fel ți-a fost răsplătit. Nu aștepți. Actorii, credeți-mă, atât de puțin vor. Eu nu-mi doresc altceva decât să vină lumea la teatru, sala plină și să le placă ceea ce facem noi acolo. Și atunci sunt atât de fericită, parcă aș avea toată lumea. Pentru că dacă vă spun ce salarii avem, penibil o jenante, noi nu mai suntem motivați din punct de vedere financiar să mergem mai departe. Dar e o boală atât de grea scena, încât... Acceptați și, mă rog, probabil e umilire așa cum o trăiesc foarte multe categorie din țara da, da, condiția artistului asta, da, în general, da. Și, mă rog, și a noastră, da. Celor din învățământ și din cam toate, din păcate. Da. La nivel național, zic eu, că e umilirea asta. Din păcate. Da, se pare că este experiența pe care ni se oferă în acești ani. Mă rog, eu zic că este experiență, trăim mai experiența. Dar cât adică mai unii, unii experimentează un nou sistem. Da. Pe care nu știu de unde l-au învățat să-l facă. Eu am crezut adică știu, dar mare rost că am tot spus-o. Da, intrând în Uniunea Europeană vom avea salarii ca ei, un nivel de trai asemănător, dar nu știu de ce. Bine, eu știu mecanismul de ce nu, dar bine, e complicat. Da. Îi așteptăm pe prietenii noștri care zilele acestea, mă rog, încearcă să ne convingă că viața va fi mai frumoasă. Îi așteptăm să ne lămurească anumite lucruri, da. Da. Vorbim despre această perioadă de teatru aici în Deva, vorbim despre teatru de acum. Spuneam că spuneați și sunt de aceeași părere și eu, există un nucleu, câtva la sută, 2%, da? Dintr-o populație de aproape 60.000 de oameni, aproape, da? Cam acolo,
da, care sunt aproape de... Vin frecvent. Și la teatru, la și toate la da. Lansări de carte sau la exact. Galeriile de artă. Deci există lumea asta a celor care încă iubesc. Da. Care, fără de care, cred eu, nu se poate trăi totuși și fără de care nu putem fi corect, da. Corect și tratați, dar să și existăm într-un fel. Adică putem ignora lucrurile acestea, că foarte mulți le ignoră, într-adevăr. Dar nu știu dacă povestea e completă în viața lor. Artiștii nu pot exista fără spectatori. De aceea îi provoc pe toți, măcar o dată, să intre în sala de spectacol. Și pe urmă o să devină victime, o să vină mereu. Victime în ghilimele, nu? Normal. Victime bune ale da. Artei. Vorbim da. De o premieră săptămâna aceasta? Da, sigur că da. Am să încep cu ziua de mâine. Mâine jucăm la ora 12 la Orăștie Punguța cu 2 bani pentru copii, iar seara de la ora 19 Arta adulterului de Pierre Chesneau în regia lui Marius Oltean. În data de 8 la ora 19 avem premiera Oscar și Tanti Roz în regia lui Mihai Panaitescu, scenografia Vioara Bara. În fiecare zi avem, în 9 avem o corală, în 10 avem spectacol de colinde cu Rory Manolache, Marci Costa, pe care eu îl prezint, acest spectacol. Apoi sunt alte spectacole de colinde și vom termina cu acel mare concert? Spectacol, concert? Da, concertul de anul nou. Avem o ofertă foarte încărcată, și variată, vine și crușcă, și, da, da. Și da, dar în speță sunt multe spectacole de colinde și adecvate sezonului. Da, specifică, da. Specifice lunii. Dumneavoastră, ce, așa că activitate în afară de teatru, mai sunteți și în alte evenimente implicate în această perioadă? Da, de exemplu, acum, în 9, este lansarea cărții lui Mircea Radu și voi fi acolo să... Mircea Radu, cunoscutul... prezentator de la, da, TVR, de la da? Și a emisiunii exact. Din dragoste. Îl putem găsi, deci, la vineri, la vineri, Deva la Mol, da, de la ora 17. Cu o lansare de carte. Da. Ceva, povești cu gust. Cu gust, exact, da. Da. Interesant. Da, da, da. Foarte interesant. Formularea poate să te, da, formularea poate să te trimite la o poveste fină sau la o poveste da. În care gustul fiecăruia poate fi pus la încercare, da. Nu? Da, da, sunt curios, da. Sunt curios și o să văd ce... Exact. Ce va lansa. După aceea? Avem oferte culturale. După aceea, așa cum am spus, în 10 am spectacolul acela de colinde și începem să ne gândim ce vom monta deja din ianuarie, februarie. Noi le ținem luni propice montării unor spectacole noi. Avem în perspectivă, acum sperăm că vom primi și buget adecvat și să putem să bucurăm acei spectacolori care ne-au rămas fideli și continuă să vină la teatru, să-i bucurăm în continuare cu premierele noastre. E foarte important compartimentul teatrului pentru copii. Eu cred că e o formă de a vă asigura un viitor pe acei prieteni ai, da, ai teatrului. Viitorul da? Public de exact. Mâine. Că probabil că de acolo se da. Vor alege cei care vor iubi sala de spectacol da. Și ce se întâmplă pe scenă, nu? Da, și toți iubesc spectacolele. Ei sunt publicul cel mai sincer. Pe copil nu poți să-l minți, nu poți să-l păcălești. El are niște valori juste, bun, rău, frumos, urât, alb, negru. Dar el nu prea există că așa, nu sunt ei cu vicleșuguri ca un om care deja e maturat și... La ei lucrurile sunt clare și vor să creadă în povestea aceea de pe scenă. Și eu am rămas probabil un copil. Mie îmi plac spectacolele cu poveste, cu mesaj, cu trăire. Sunt o trăieristă, sunt actorul, nu știu, sclavul cuvântului. Consider că e esențial. Au fost și niște experimente și vedeți și dumneavoastră teatrul ăsta contemporan dus în zona schizofrenică de-a dreptul în care actorul e ras în cap sau dezbrăcat, a, dezbrăcat și băgat în într-un goală, da. Sac. Da. Sau chiar în pielea goală pe scenă. Exact. E dar ce experiment. Eu da. Nu sunt adept acestui gen de teatru. Îmi pare rău. Nu știu. Găsesc că... Bun, acum, cred că în artă foarte mulți caută ineditul, extremele, da. Tocmai pentru a șoca.
e cam complicat totuși să poți răzbi. Nu? Da. Și atunci formele acestea care, să zic eu, uimesc, care... Da, sunt, să te gândesc că... Ca și în media, de altfel, nu? General, da, audiența e câștigată de cei care vin cu spectaculosul, cu cei care cu evenimentele ieșite din comun, nu cu lucrurile normale, nu? Da, cam se pare că povestea asta face parte din natura omului. Să știți că și teatrul de vean a trebuit de-a lungul vremii să se inventeze și să se reinventeze în permanență, dar totuși zic eu că nu am picat în laturi dintre acestea extreme în care... să fie ceva de nevăzut sau, nu știu, să plece publicul îngrozit. Așa că să păstrăm măsura, că așa spunea Shakespeare. Da, da, era o măsură în acea vreme, cât de mult s-a schimbat măsura de-a lungul timpului. Eu chiar pot să spun că sunt un actor fericit datorită faptului că, credeți-mă, au fost actori care, de exemplu, dacă au fost în teatru de comedie, în speță, toată cariera au jucat numai comedie. Ei bine, eu am avut marea șansă să joc revistă, musical, cabaret politic, dramă, comedie, monodramă, spectacole pentru copii. Am spus, Doamne, ce noroc! Chiar un noroc! Bun, noroc și disponibilitate. Până da. Mi se pare că a fost nevoie. Nu e chiar simplu, da? Adică să treci dintr-un registru într-altul. Da, foarte clar. Bun, și urmează o perioadă, viața dumneavoastră, sigur, tot în teatru, la ce, cam ce ați vrea, ce urmăriți, ce doriți, ce, ce puneți la cale. Da. Mai sunt încă roluri pe care mi le doresc, mi-aș dori cel mai frumos care, sau cel care v-a plăcut cel mai mult? Care a fost? Toate mi-au plăcut în felul lor. Unul cred că totuși vă reprezintă mai mult ca artist. Am niște autori favoriți, de exemplu, l-ador pe Dario Fo. Îmi plac toate piesele lui și am avut bucuria să joc într-o piesă de-a lui cu mare succes, Nu plătim, nu plătim, un rol principal. Îmi plac monodramele, am avut o monodramă foarte puternică cu un impact și vizual și emoțional extraordinar. Jucam o femeie de succes venită în România dintr-o țară arabă, dar nimeni nu-i cunoștea trecutul și dramele. Și când am început să povestesc și mi-a plăcut că treceam foarte repede, aveam șansa să trec și să demonstrez cât pot, cât de versatilă sunt să trec dintr-o stare într-alta, de la râs la plâns, prin toată gama de sentimente. Mi-a plăcut și Gaițele și Taina Mănăstirii, cu care am fost nominalizate cele joc cu Cristina Lazăr în acest spectacol și cu Adriana Sâncreanu, actriță de la Timișoara. Ea a luat premiul Tinereții și noi am fost nominalizate cu acest spectacol la cel mai bun spectacol din Festivalul Internațional de la Pitești. Și am fost la mai multe spectacole, am luat diplome de excelență, o să-l reluăm din ianuarie, acest spectacol. Toate îmi plac, toate, și Arta Adulterului, pe care o joc mâine, și spectacolele pentru copii. Am multe, am jucat atât de mult că nici nu mai știu vorba aceea. Dar am jucat cu aceeași lejeritate și revistă, însă acolo, cine spune că e un gen facil, se înșală. Acolo, în 4 minute de monolog, de cuplet muzical, trebuia să demonstrez tot ce pot să demonstrez într-o piesă de 2 ore. În 2 ore ai timp să arăți că, uite, eu acum m-am prăbușit pe interior, sunt la pământ și după aceea renasc și râd și îmi revin, dar acolo în câteva minute să treci prin toată gama aceea, trebuie să fii foarte, foarte bun. Și îmi plăcea și era o mare provocare și aia. Da, sunt unele țări în care încă se mai joacă, nu? Da, da, păi... genul acesta revuistic, de fapt, e un melaj între cabaretul politic german și musicalul francez, la care românii au adăugat umorul specific neamului și mai ales oful cetățeanului. Știți de ce s-a pierdut în mare parte acest gen? Nu? Deoarece era și foarte costisitor, costumele trebuiau să fie montarea, foarte fastoase, da, montarea. Și nu mai sunt autori.
autori care să scrie așa cum scria soțul Stelei Popescu, Mihai Maximilian, și atâția alții, George Mihalache. Bun, încă o dată, creatorii în general caută nou, vor să vină fiecare cu ceva, să-și pună amprenta pe ceva. Probabil că cei care, mă rog, consideră că și-au îndeplinit menirea în acest gen, nu mai există, probabil, mulți dintre ei. Știți că este un domn, Mircea Crișan, la Oradea, e jurnalist. Așa. Dar a scris niște texte pentru trei cabareturi politice pe care le-am montat noi cu ani în urmă sub regia lui Daniel Vulcu, care este manager la Teatru Regina Maria din Oradea. Doamne, dar ce texte, vă spun, când eram la lectură la masă, râdeam cu lacrimi, dar publicul în sală replica aplauzele și râsetele, ropotele de aplauze. Ei, după aceea ne-am reinventat și noi și am început să jucăm altceva și... Dar eu mă bucur că am avut șansa să trec prin toate aceste genuri. Foarte important. Și cred că satisfacția a fost foarte mare. Exact. 55 de ani de viață, 30 de ani de carieră. Felicitări încă o dată și succes în continuare. Vă doresc cu mulțumesc, drag. De asemenea. Faceți lucrurile atât de frumoase, așa că vă doresc la fel. Mulțumesc tare mult și încă o dată numai bine vă doresc. Dragi prieteni, mulțumesc tare mult dacă ați fost împreună cu noi la Capital TV. Vă doresc o după masă frumoasă.